Procurorul general al României, Codruța Covesi, a declarat că în anul 2011 au existat 45.550 de dosare penale la o medie de 18 procurori. Așadar, fiecare dintre cei 18 procurori a avut în medie peste 2.400 de dosare penale. Totodată, Codruța Covesi consideră că în România se face abuz de sesizare și acest lucru conduce la creșterea volumului de activitate procurorii nefăcând față. Aceasta susține că există peste 100 de acte normative care sunt infracțiuni și că va trebui studiat care sunt cazurile în care acestea pot fi considerate ca și contravenții. Cred doar că această creștere a volumului de activitate de multe ori se datorează și faptului că există un exces în legislație. Există peste 100 de acte normative care prevăd infracțiuni, poate ar trebui revizuite să ne dată toate din ele, trebuie să rămână infracțiuni sau pot să fie și, eu știu, contravenții sau să atragă alte forme de răspundere. Există și foarte multe situații în care se face abuz de sesizare, dacă vreți, crimele de rigoare. Avem foarte multe persoane care depun plângeri penale cu privire la aceleași persoane sau la aceleași fapte la mai multe unități de parchet și în acest fel există o creștere artificială și a volumului de activitate. Și am constatat că an de an acest volum de activitate crește. Procurorul general consideră că numărul de abuzuri de sesizare se va reduce odată cu intrarea în vigoare a codului de procedură penală și a noului cod penal.